Bună! Salutare, dragilor! Suntem live și vom vorbi despre cum să rămânem focusați în munca de acasă. Dacă aveți întrebări pe parcursul live-ului, vă rog frumos să le adresați, să putem să le dezbatem. Salutare, salutare! Bună, bună, Cosmin! Salutare! Stai să intre și aici pe Facebook, stai să mă așteptăm puțin. Mai așteptăm puțin. Hai să le povestim celor care deja se uită la noi ce am făcut noi azi. Ținând cont de fapt că e sâmbătă. Am avut un pic programul diferit față de ceea ce facem de luni până vineri. În afara faptului că alergăm în fiecare zi. Am fost să facem câteva cumpărături pentru că se terminase mâncarea Anastasiei. Aveam nevoie de legume, fructe pentru ea. Ulterior am venit acasă, ne-am jucat un pic cu Siuța și ne-am pregătit pentru live. Astăzi nu am făcut foarte multe lucruri, în afară faptul că mi-au intrat mie doi clienți pe proiectul de care mă ocup și sunt foarte mulțumită că încă am clienți interesați de proiectul de care eu mă ocup, chiar dacă el e în lucru și termenul de finalizare s-a amânat cu 2 luni. Așa că abia aștept să îi duc la șantier să vadă stadiul lucrărilor. Alex, ești gata? Da, încerc să mă conectez și pe... Încerc să mă conectez și aici. Cred că e ok. Merge. În cazul în care auziți pe Anastasia cântând, țipând, e undeva în spate. Se joacă cu bunica ei. Dar este ok. Cred că e ok. Gata. Avem o grămadă de monitoare. Da, suntem peste tot. Așa e. Încercăm să fim conectați peste tot. Astăzi vom aprofunda un pic mai mult... Salutare, salutare! Bună! Din nou! Suntem pe Facebook-ul meu, Alexandru Manea, pagina de prieteni și pagina de like Alexandru Manea. Ăsta e motivul pentru care ne uităm așa în 3 direcții, în cazul în care nu înțelegeți. Data viitoare să mă conectez și eu pe Instagram. Da, exact. Te-ai conectat peste tot. Astăzi vom discuta un pic despre, sau un pic mai mult despre ideea de a lucra de acasă și cum, sau ce ar trebui să facem, cum ar trebui să ne organizăm în așa fel încât să fim focusați și productivi. Vom acoperi și partea de real estate în cazul în care vor fi solicitări, dar momentan vreau să discutăm despre asta, pentru că e o perioadă destul de înfricoșătoare pentru toți, care se reflectă destul de mult în productivitatea noastră și în eficiența cu care ne îndeplinim sarcinile, cele legate de job. Și cumva, datorită informațiilor pe care le vedem non-stop la televizor, nu ne putem focusa cum trebuie. Așa este. Așa este motivul pentru care mă uit și în jos, că am intrat și pe pagina mea de prieten, Alexandru Manea. Am o rugăminte, mă adresez vouă, dacă puteți să mergeți pe pagina Alexandru Manea, pagina de like. Acolo cred că o să aveți o perspectivă mult mai bună, o să ne vedeți mai clar. Noi de asta, ăsta e motivul pentru care ne uităm în sus, că încercăm să ne înregistrăm din pagina mea de like. Cei care sunteți prieteni cu mine știți că eu am 5.000 de prieteni, asta e capacitatea maximă. Nu mai pot să mai adaug, nici nu vreau să șterg din prietenii existenți. Am rugămintea să intrați pe pagina mea de like, să-mi dați un like și de acolo voi face în următoarele sesiuni aceste live-uri. Bun, să-i dăm drumul, așteptăm întrebările voastre. Cum a fost pentru voi săptămâna trecută? Cât de productive ați fost? O să spunem și noi cât de productive am fost. Cu ce s-a schimbat, practic, săptămâna asta față de o altă săptămână normală până să apară coronavirus. Nico? Pentru mine n-a fost greu, dar nici ușor să îmi îndeplinesc sarcinile de acasă. Dar unul dintre lucrurile cele mai importante pe care vi le indic să le faceți și voi, primul, pentru că la un moment dat discutam cu cineva și îmi spunea că potrivit unui studiu de la Harvard, angajații care au o presiune, oamenii care se ocupă de diverse activități, nu contează că au un business propriu sau că lucrează în cadrul unei companii, atunci când sunt stresați, nu pot să privească cumva în perspectivă, nu pot să-și ducă, le e foarte greu de fapt să pună în practică
un proiect nou sau să fie inovativ. Motiv pentru care eu m-am gândit și, de fapt, mi-am făcut mie un set de reguli după care încerc să mă ghidez și să nu mă abat de la ele. Și prima, cea mai importantă, este să nu ne mai uităm atât de mult la televizor. Noi oricum nu ne uitam nici înainte. În casa unde am stat înainte, noi aveam televizor doar în living. Noi în dormitoare nu avem, în afară de mama, ea avea un televizor acolo pe care oricum nu-l folosea. Acum, într-adevăr, așa s-a potrivit că acest apartament are câte un televizor în fiecare cameră. În dormitoare oricum nu-l aprindem, dar încercăm să limităm cât mai puțin statul în fața televizorului. Pentru că asta nu înseamnă că, nu știu, cred că ar trebui să ne luăm anumite pauze, da? În care să urmărim știrile seara, de exemplu, dacă vrem, până la urmă trebuie să fim informați și e normal. Sau eventual în anumite pauze de 5-10 minute putem să intrăm pe anumite site-uri de specialitate care pot să ne furnizeze anumite informații, dar să nu abuzăm de televizor, pentru că nu e ok. La un moment dat ai impresia că oricum nu se discută despre altceva decât despre coronavirus și cam atât, iar lucrul ăsta nouă nu ne face bine. Exact. Vreau să vorbesc pentru că am primit foarte multe întrebări de cum m-am descurcat săptămâna trecută și cum mi-am desfășurat activitatea mea de agent imobiliar. Păi încerc să fac cam tot ce am făcut și până acum, poate cu o productivitate mult mai mare, exceptând aceste vizionări și aceste întrevederi cu clienții. Încerc să vorbesc cu cât mai mulți oameni. În această săptămână am vorbit, fiecare zi vorbim, intrăm online, intru online cu echipa mea undeva la 80 de minute și încercăm să le oferim consultanță clienților noștri. Adică ne bazăm mai mult acum pe a oferi consultanță decât pe acele vizionări, agitația asta, să mergem, să arătăm cât mai multe apartamente clienților. Încercăm să stăm cât mai mult cu ei la telefon, ne petrecem cred că și 20-30 de minute cu un potențial cumpărător sau cu un potențial vânzător, cu un om care își dorește să vândă această proprietate și să le oferim această consultanță, să-i ajutăm să trecem împreună mult mai ușor de această perioadă care ne ține în casă. Asta e, cred că, primul lucru care s-a schimbat în activitatea mea. Am observat o productivitate mult mai bună. Noi avem și un CRM unde conectăm proprietatea și cererea, oferta și cererea, și mă ajută mult mai mult să mă organizez, să respect acest CRM, să mă organizez, să văd exact care erau timpii mei morți. Pentru că, după cum a spus mai devreme și Nico, avem tendința să stăm non-stop pe telefon, adică ne petrecem foarte mult timp în mână cu telefonul sau la știri. E foarte important telefonul să fie, nu știu, folosit doar în momentul în care doriți să faceți o postare. E bine să ne organizăm orele de muncă cu cele de pauză. Pentru că creierul uman nu se poate focusa, într-adevăr, se focusează între 90 și 120 de minute, ceva de genul ăsta. Adică dacă suntem focusați 90 de minute, cred că putem să ne luăm o pauză între 5 și 10 minute. Până la urmă și la școală e la fel. Exact. În fiecare oră aveam o pauză de 10 minute. Cred că putem face treaba asta și acasă, adică cumva ne prioritizăm munca, da, odată și ne reglăm pauzele astea de stat pe telefon, poate de, nu știu, mai intri pe Facebook, pe Instagram sau mai faci ceva prin casă, dar nu mai mult, nu dus la extrem. Exact, noi ne-am făcut, deja avem un obicei de a ne trezi de dimineață. Ne trezim, mă trezesc în fiecare dimineață la ora 7, citesc până la ora 8, adică am o oră în care am studiu și acum sunt mult mai relaxat când citesc și rețin mult mai multe informații pentru că nu mai am presiunea plecării de acasă la birou. Sunt foarte relaxat, știu că n-am unde să plec, mă trezesc, îmi fac un duș, citesc și după aceea încercăm să facem puțină mișcare, să ieșim prin jurul blocului, să facem puțină mișcare. Cât putem, alergăm. Ceea ce vreau eu să spun este că Anastasia s-a mutat dintr-o cameră în alta. Ceea ce voiam să spun este că Alex e un tip foarte, foarte activ și acum îmi dau seama că se concentrează foarte bine, ținând cont de faptul că nu are presiunea. El având foarte mulți clienți care îl sunau până acum extrem de multe ori și des, acum telefoanele s-au împuținat, într-adevăr, și atunci poate să se concentreze foarte, foarte bine atât în întâlnirile pe care le are cu colegii noștri și
și când atunci când, nu știu, participă la un webinar sau citește o carte, lui face foarte bine. Chiar vorbeam dimineață că lui pauza asta cumva îi face bine. Foarte bine îi face. Așa e bine. Așa este. Da, sunt mult mai relaxat, nu mai am presiunea întâlnirilor, să stabilesc cât mai multe întâlniri. Acum mă focusez mult mai bine pe client, mă focusez mult mai bine pe a oferi consultanță și a oferi valoare colegilor mei, clienților mei. Și asta se vede în productivitate. Mie, din punctul meu de vedere, al agentului imobiliar care, nu știu, testează o săptămână înainte de coronavirus și am testat o săptămână cu coronavirus, m-a ajutat să mă organizez mult mai bine și asta spun cifrele din CRM. După cum v-am spus, avem un CRM unde adăugăm toate întâlnirile, toate convorbirile, e-mail-uri trimise, absolut tot, lucruri pe care nu le-am folosit până acum, din vari motive, sau nu le-am folosit la capacitate maximă, nu aveam suficient de mult timp, intra un client, trebuia să mă focusez, să-i aduc, uitam, ajungeam seara acasă, avem o fetiță mică, trebuia să ne mai ocupăm și de ea. Și eram puțin dezorganizat. După cum știți, cred că sunt foarte mulți vânzători în lumea asta extrem de organizați. Pentru că meseria de vânzător presupune această dezorganizare. Să mergi, să plimbi, să stai cât mai mult pe teren. Și acum, în perioada asta, încerc să pun mult mai mult accent pe organizare și pe relația cu clientul. Cred că, de asemenea, ar trebui să ne folosim de timpul petrecut în izolare. Urăsc cuvântul ăsta, dar asta e realitatea, să ne îndeplinim obiectivele pe care poate nu am reușit să le ducem la bun sfârșit până în acest moment. Adică e un moment bun, un moment propice să ne folosim de acest timp. Pentru că înainte eram poate, de fapt nu poate, cu siguranță eram distrași de ieșiri în principiu, de restaurante, de cafenele. Nu puteam să ne organizăm foarte bine activitatea și atunci ar fi bine să ne organizăm munca altfel. Și din punctul meu de vedere ca vânzător, ar trebui în perioada asta de izolare, ar trebui să ne gândim mult mai bine la ce... De exemplu, am primit foarte multe mesaje. Alexandru, nu-mi plăcea ceea ce făceam înainte, ajută-mă, ce crezi că mi s-ar potrivi după ce se termină această perioadă cu coronavirus? Păi e foarte important să meditați în perioada asta și să vă întrebați pe voi, să vă răspundeți la aceste întrebări din suflet. Adică, ok, dacă nu mi-a plăcut în jobul dinainte, acum e o perioadă să schimb acest job, să mă gândesc serios să schimb acest job. De exemplu, meseria noastră, meseria mea de agent imobiliar, vedeți, eu pot să continui această meserie și acest job și când nu merg la birou sau când suntem blocați versus, nu știu, alte meserii care acum sunt blocați și nu au ce să facă. Adică nu mai au clienți, nu mai... E o meserie care te ajută să treci peste această perioadă, exceptând faptul că nu mai poți să mai faci vizionări. După cum am spus mai devreme, mie mi-au intrat... N-am, acum nu pot să deschid, de fapt, ba da, pot să mă uit pe laptop. Mie mi-au intrat pe un apartament 5 clienți diferiți azi dimineață și mi-au mai intrat încă 2 din call center, i-a dat colega mea Delia. Clienți încă mai sunt care profită de perioada asta, tocmai pentru că au și ei foarte mult timp la dispoziție, ceea ce spuneam. Acest moment este propice să-ți duci la bun sfârșit task-urile pe care n-ai reușit să le faci sau, uite, clienta care mi-a intrat mie, nu pot să spun cine e, dar e o persoană pe care fetele în general o știu, că se ocupă de partea de creme și cosmetice, e extrem de renumită și sunt foarte bune produsele de la ea. Mi-a spus Nicoleta, realmente n-am avut vreme când să mă ocup eu să-mi cumpăr un apartament. Voiam să fac treaba asta, dar nu am avut când să stau pe imobiliare sau să mă uit pe diferite site-uri ale companiilor imobiliare să pot să văd ce mai este pe piață un proiect nou. Și atunci a profitat de acest moment pentru că are mai mult timp la dispoziție și nu se mai duce la biroul ei. Așa că e un moment propice să ne ocupăm mai bine de clienți. Și ne întreabă Rareș, cam cât crezi că poate rezista piața imobiliară dacă nu se mai pot face vizionări? Tocmai ce spunea și Alex mai devreme, cred că e momentul în care agenții imobiliari nu mai fac jobul ăla standard să te plimbi din casă în casă, ci își vor face cu adevărat munca de consultant imobiliar, că despre asta e vorba. Adică oamenii trebuie să înțeleagă că nu facem turism imobiliar, nu despre asta e vorba.
ci punem la dispoziție anumite skill-uri în așa fel încât să înțelegi de ce o proprietate e bine să o cumperi într-o anumită zonă. Drept urmare, eu am un mesaj pentru toți cei care ne-au intrat la diferiți clienți în companie în ultimele două zile, care vin cu diferite oferte, în sensul că văd apartamente în zona asta în care stăm noi, la, nu știu, 250.000 de euro, ceva de genul, era un apartament cu 3 camere realmente și în momentul de față este la un preț foarte bun. Nu intru în detalii de ce, că nu, acum nu facem consultanță imobiliară, dar vin cu oferte de 150.000 de euro, gen o săptămână e valabilă această ofertă. Ceea ce vreau eu să transmit este că nu, dacă în acest moment ai, nu știu, 150.000, 200.000 de euro cash, asta nu înseamnă că poți să cumperi tot terestrău, exclus. Că nu au crezut prețurile în așa fel încât să faceți oferte cu 100.000 de euro mai mici, că nu le acceptă nimeni. Că vreau să fie foarte clar, cei care se uită la mine și au impresia că o să poate să cumpere nu știu ce fel de proprietate care înainte nici măcar... Nu știu, pot să vă dau un alt exemplu. Vrei să-ți iei un S-Class, dar tu ai bani doar de o Toyota Corolla. N-ai cum să-ți iei S-Class niciodată. Poate fi nu știu ce fel de criză. Nu merge nici aici în Herăstrău. Cel puțin nu acum. Acum e aberant să faci astfel de oferte. Și ca să răspund și eu lurare, și cred că acum ies la iveală agenții de vânzări, agenții imobiliari profesioniști față de cei care se gândeau doar la bani și atât. Adică nu se mai fac vizionări, ei nu mai lucrează perioada asta. Nu se mai fac vizionări, ei și-au închis business-ul și se apucă în momentul în care o să fie cerere. Nu, acum ies la iveală acei brokeri profesioniști care rămân lângă clienți, rămân lângă vânzători, rămân lângă cumpărători și le oferă această consultanță. Pentru că acești brokeri vor avea de câștigat în viitor. Peste o lună de zile, peste două luni de zile, când vom ieși de la izolare, vom ieși direct în notariat. Vom rămâne lângă client și cu noi va cumpăra. Adică e foarte important în perioada asta să ne pregătim în fiecare zi. Și ca să vă dau nu știu, un exemplu din activitatea mea de zi cu zi, de la 7 la 8 citesc, de la 8 la 9 fac mișcare, de la 9 la 10 iau micul dejun, de la ora 10 la ora 12 iau contact cu vânzătorii și de la ora 12, de la 12 la ora 1 iau o pauză, mă joc cu copilul, mă joc cu fetița, de la ora 1 la ora 3 fac prospectare clienților, iau legătura cu clienții, adică undeva la 4 ore pe zi, 2 ore cu proprietarii, 2 ore cu cumpărătorii, țin legătura ca după aceea să repet, să mă joc din nou cu cea mică. În așa fel încât să nu simt că eu sunt în izolare, că sunt acasă. Să mă gândesc că eu sunt la birou. La birou trebuia să lucrez cel puțin 4 ore, ca după aceea să plec pe teren. Acum îmi împart activitatea asta de teren, jucându-mă cu cea mică sau dând mai multe telefoane, stabilind mai multe întâlniri în viitorul apropiat. Bineînțeles, mai am câteva întâlniri pe care le-am stabilit și săptămâna asta, urmează și săptămâna viitoare, cu oameni care sunt foarte grăbiți, vor să își închirieze o casă, vor să-și cumpere o proprietate. Mai am câteva deal-uri pe rol, la fel trebuie să ajung la notar. Dar bineînțeles, ne punem mască, ne punem mânuși, ne dezinfectăm, păstrăm distanța de 1,5 metri unul cu celălalt. Cred și că încercăm să ne continuăm activitatea. Cred că e bine să vă focusați foarte mult pe clienții, cei cu care ați fost acum o lună, două, trei săptămâni la vizionar, să vă focusați pe ei în așa fel încât să închideți tranzacțiile respective. E foarte important să vă folosiți de perioada asta, să vă focusați doar pe clienții respectivi. Încercați să duceți deal-urile pe care le-ați avut în discuții până acum înspre închidere. Într-adevăr, pot apărea tot felul de situații în care clientul să spună că ok, deocamdată mă opresc din căutat, dar cred că e bine să le arătăm toată plaja de oferte din piață și să le reamintim încă o dată că acum este o perioadă în care într-adevăr trebuie să stăm în casă, dar asta nu înseamnă că nu putem să facem achiziții imobiliare. Eu chiar asta îi spuneam clientei mele și îmi spunea că nu doar că are timp, să zicem că e excepție aici, că e o tipă foarte ocupată, dar îmi spunea că ea nu crede în speculanți imobiliari, nu crede nici în ideea asta de scăderea prețurilor cu 30%, și atunci consideră că, într-adevăr, ar putea să-i facă o ofertă dezvoltatorului, poate un pic mai mare decât s-a gândit ea la început,
și poate dezvoltatorul de asemenea să o accepte, dar asta nu înseamnă că, că peste 2-3 luni o să cumpere cu un preț semnificativ mai mic. Și, mă repet, e un feedback din piața unui cumpărător care caută mai multe apartamente pentru, atât pentru personal, pentru a se muta, cât și pentru investiție. Te mai întreabă, Rareș, ceva? Crezi că mulți agenți imobiliari au renunțat la job? Mulți sunt demoralizați în această perioadă. Sunt convins, nu știu dacă au renunțat definitiv, dar foarte mulți agenți, cred cei că peste 80%... Cei care au intrat în imobiliare, doar hai să că pot să că fac merge. Și eu 2-3 mii, da, normal, că aceia nu se mai vedem. Și, vorbim de agenții imobiliari care au o carieră, care privesc ca pe un business toată activitatea asta, n-au cum să renunțe, nu or să renunțe niciodată. Și vor fi activi. Adică eu cred că ar trebui să facem această statistică, să vedem câți agenți imobiliari sunt activi în continuare în această perioadă, țin legătura cu clientul, țin legătura cu proprietarul și cred că după aceea ne vom da seama exact câți au părăsit și câți o să se mai întoarcă după aceste, nu știu, o lună, două luni de zile de izolare. Dar eu cred că asta, partea cu, dacă ajungem la să suntem demoralizați, nu avem niciun motiv să fim demoralizați. Adică deja pe mine mă și buvnește asta cu demoralizarea. Credeți-mă că eu sunt super fericit să știu că pot să lucrez de acasă în acest business. Nu a schimbat această meserie pentru nimic în lume, ori de câte ori aș, nu știu, uite, dacă mi s-ar... Scuze că te întrerup. Te întreabă Ștefan, cum crezi că sună viitorul pentru potențialii viitori agenți? Asta e un moment propice să-i răspund, că tot spuneai că îți place foarte tare ceea ce faci. Nu știu ce am făcut. Cred că... Nu, e ok, e ok. E ok. Păi viitorul arată foarte bine din punctul meu de vedere. Viitorul o să însemne consultanță. Viitorul o să însemne o relație mai apropiată cu clientul, adică nu mai o să, eu cred că nu o să mai întâlnim acum, cel puțin în momentul în care o să ne deblocăm din acest virus, nu cred că o să mai întâlnim acei cumpărători gata, a intrat imediat și vrea să și cumpere. Și va ține foarte mult de calitățile pe care le desfășurăm în fiecare zi. Adică eu cred că va trebui să investim mult mai mult în noi. Va trebui să citim cărți de vânzări, va trebui să participăm la webinarii, va trebui să participăm la cursuri de vânzări, va trebui să ne șelfuim mult mai mult ca omul ăla să simtă că lucrează cu un profesionist. Un viitor agent care vrea să intre în domeniul ăsta, te duci în cadrul unei agenții serioase, mari, care are o bază de clienți, pentru că în felul ăsta o să faci deal-uri, că despre asta e vorba. Că dacă te duci într-o companie care este, nu știu, la început de drum sau încă nu știe... Oricum nimeni nu a fost pregătită pentru astfel de situație, nici măcar guvernul. Realmente nici noi nu am fost pregătiți. Doar lucrul pe care îl indicăm în general oamenilor noștri din echipa noastră este că atunci când sunt momente de criză, când nu poți să lucrezi sau nu poți să închei deal-uri, este să ai niște bani puși deoparte. Despre asta e vorba. Și fac aici o paralelă, live-ul pe care l-am făcut duminica trecută, după, în urma live-ului, mi-a intrat un tip pe care îl salut pe această cale, cazul în care se uită acum la live-ul nostru din Brașov, ne-a urmărit, a intrat noi pe site, ne-a urmărit și live-ul, au urmărit cursuri de vânzări pe care le am online pe YouTube. Apropo, pe YouTube Alexandru Manea oficial, dați un like, dați un share, dați un subscribe, acolo îmi promovez toate proprietățile pe care le iau eu personal și toate modulele de vânzări pe care le filmez. Cursuri, mini-cursuri, vloguri, absolut tot. Încerc să vă țin la curent și să predau din experiența mea în ultimii 9 ani de când fac meseria de agent imobiliar. Și m-a sunat și mi-a spus, vreau ca să fiu și eu în echipa ta, vreau să facem un parteneriat, vreau să deschid un birou la Brașov. Că am auzit că vrei să te extinzi, că da, pe această cale îi mulțumesc. Vă spun și vouă că scopul nostru este să ne... francizăm business-ul, să ajungem la nivel, să ne extindem la nivel național și nu numai. Voi știți că visul meu, și îl spun de atât de multe ori de câte ori am ocazia, este să ajung în America cu acest business, să ajung la nivel mondial cu foarte mulți agenți, parteneri, zeci, sute de mii de oameni în această echipă. O să vă anunțăm în perioada următoare, o să mai deschidem încă două site-uri, o să vă spunem despre ce o să fie vorba, momentan e o surpriză,
Ce pot să vă spun e că am primit foarte multe cereri pe partea asta rezidențial de lux și o să facem un brand așa foarte frumos care o să se ocupe doar de rezidențial de lux. Pe această cale, dacă cunoașteți persoane care au experiență în vânzări, să-mi scrie în privat, avem nevoie de oameni cu experiență, deci oameni cu experiență, oameni fără experiență merg în ANG, unde acolo vor fi pregătiți, instruiți de trainerii noștri, dar am nevoie, mai deschidem un, creăm un brand așa de lux, Nicoleta o să se ocupe de această agenție, unde încercăm să ajungem și noi la nivelul celor din Europa și celor din America, pentru că eu cred că cu puțină perseverență, cu multă motivație și cu foarte mult profesionalism putem și noi să ajungem să reprezentăm cu succes proprietățile pe care le avem noi acum scoase la vânzare și mă refer la proprietăți luxury de la 200.000 la câteva milioane. Da, ne întreabă Robert Pasu, mă uit acum și pe Instagram puțin, că avem și acolo întrebări. Ce CRM folosiți în agenție? Folosim cel de la REMS. Le face reclamă cu toate că nu ne plătesc, ca să le spunem. Da, eu cred că e unul dintre cele mai complexe. Așa e. CRM-uri. Credeți că în perioada asta se pot încheia dealuri strict online 100%? După cum am spus mai devreme, pentru acei clienți cu care deja am fost la întâlnire, au văzut apartamentele, cum i s-a întâmplat lui Alex cu o casă, da, putem online. Acum când spui online, nu știu la ce te referi. În principiu, prezența la notari este obligatorie, esențială. Notariatele deocamdată lucrează, instituțiile ne ajută pentru că ei n-au închis. Așa încât, da, putem să facem în perioada asta. Dar strict online, nu. Că va trebui să semnăm promisiunile, respectiv contractele de vânzare. Strict online, cred că merg foarte bine închirierile. Avem asta, cereri, da, pe închirieri. Noi am făcut oricum, unde punem în legătură clientul cu proprietarul. Tot Robert ne spune, atâta timp cât băncile vor susține în continuare piața imobiliară, e urât cum stăm în partea asta. Nu e problemă, ok. Încerc să citesc de aici. Atâta timp cât băncile vor susține în continuare piața imobiliară și nu va fi o scădere mai mare de 5-10%, până acum Banca Transilvania și Libra Bank nu mai vor business-uri noi. Probabil te raportezi la ce spuneam noi mai devreme. Da, într-adevăr, până în acest moment nu avem și noi destul de multe conexiuni și contacte la bănci. Chiar am discutat ieri cu consultantul nostru de la Alfa Bank. Da, exact. Și tot am vrut să-i spun pe nume, dar și de la UniCredit și nu sunt probleme de genul acesta. Credite încă se dau în continuare. Asta cu business-ul noi, Banca Transilvania și am o părere despre ea pe care n-aș vrea să o împărtășesc acum, chiar dacă e de la mine din Ardeal. Dar oricum sunt bănci care nu sunt deschise în general spre business-uri noi. Știm asta deja. Da, înainte de coronavirus noi am plecat de la o bancă, nu-i dăm numele, din acest motiv. Ne întreabă Fabian Alexandru, cum ai ajuns să te ocupi de imobiliare? Ai urmărit ceva cursuri? Da, asta e o poveste, cred că o să fac un vlog. Da, cred, o să facem sigur. Da, o să vorbim în mod special despre asta, cum am ajuns să ne ocupăm de imobiliare, cum am ajuns să ne ocupăm ca și cuplu, ca și familie de imobiliare, când zic de familia asta, pentru că până să se nască Anastasia a fost implicată și mama, e implicat și fratele meu, e implicat și fratele lui Alex, așa încât e un business mai mare de familie. Dar o să vorbim strict despre asta într-un vlog separat, nu am vrea să-i plictisim pe ceilalți. Dar e interesant, n-am fost la niciun curs, n-am făcut absolut nimic. Absolut tot ceea ce vă transmite Alex și implicit eu e doar din practica celor 10 ani în curând. Noi am început să ne educăm pe partea de sales în timp și nu de foarte, foarte multă vreme, clar. Mă mai uit un pic peste întrebări. Ce recomandați în perioada următoare pentru un client? Să închirieze sau să cumpere? Depinde de nevoile lui. Dacă vrea să cumpere, depinde ce vrea să cumpere. De închiriat, asta cu închiriatul, dacă ești proprietar și nu vrei să vinzi, nici până acum și noi avem proprietăți, da, pe care nu suntem interesați să le vindem. Mi se pare absurd să le ținem goale. Clar le închiriem. Că, nu știu, în momentul de față putem să lăsăm un alt preț decât cel pe care l-am avut în minte, iar e ok, putem să punem diferite clauze în contract. Nu asta e problema cea mai mare. În schimb, dacă ești vânzător, da, și vrei să-ți vinzi imobilul, cred că e bine să aștepți oferte.
Adică poți să iei în considerare treaba asta. În schimb, dacă ești client, cred că, cumpărător, cred că la asta te raportezi, din punctul meu de vedere, depinde foarte mult de nevoile tale. Pentru că dacă ești genul de client care până acum ai stat în chirie și ai niște bani, poate chiar cash, nu apelezi la un credit, și vrei să scapi de ei și vrei să-ți achiziționezi un apartament, eu cel puțin îți pot face anumite recomandări unde se merită să cumperi. Pe de altă parte, dacă nu știi unde să cumperi, nu știi unde, e foarte bine că în acest moment să, ca și cumpărător, să ne informăm puțin mai mult. Dacă, în general, noi români, atunci când ne cumpărăm o mașină, dau și un exemplu ăsta că e foarte bun, facem o grămadă de prospectare, research. Au avut diferite probleme la motor sau nu, care-i consumul, da, la service cât costă și așa mai departe. Facem un research extrem de, în afară de Alex, el n-a făcut niciun research când și-a cumpărat mașina. A făcut cumnatul meu pentru mine. Da, fratele meu se pricepe, dar ca idee e bine să facem un research. Și ne putem ghida după criza trecută, ca să spun așa, în așa fel încât să vedem care sunt zonele unde piața a fost stabilă, prețurile au fost stabile. Și în funcție de asta putem să luăm o decizie. Nu înseamnă că dacă acum ne confruntăm cu acest virus, nu mai facem achiziții imobiliare. Nu, exclus. Uite, oamenii care au cumpărat proprietățile noastre sunt cumpărători la rândul lor care au cumpărat acum. De ce? Pentru că acum s-a oferit nimerit ocazia. Iar noi nu e ca și când ne-au făcut o super ofertă sau... Nu, din contră. Au făcut o ofertă foarte bună, motiv pentru care am decis să vindem. Dragilor, nu există un activ mai bun pe pământ decât o proprietate imobiliară. Clar. Adică e cea mai safe investiție. Indiferent că vine criza, vine boom-ul, e un activ foarte bun, e o chestie palpabilă, adică ai pe ce să pui mâna. Ai o clanță la ușă și o cheie, vorba unui client de-al meu. Alexandru, e cel mai bun business la ora actuală. Spuneți-mi și mie... Dacă voi cunoașteți un milionar care să nu aibă proprietăți la activ sau oameni care au succes și au business-uri, nu știu, în alte domenii care să nu se ocupe și de latura asta de real estate. Adică e cel mai bun business la ora actuală. Nu o să moară niciodată, indiferent că noi o să ne updatăm din punct de vedere al tehnologiei, indiferent că o să ne dorim să, normal, nu știu, să nu mai facem 5 vizionări până când zice un client, da, încercăm acum, uitați, ne ajută tehnologia, să facem tururi virtuale, să pregătim, precalificăm clienții. Dar cu siguranță clienții noștri vor avea apetit în continuare și după ce va trece acest virus. Adică eu sunt convins din feedback-ul pe care îl iau în fiecare zi, țin legătura cu peste 10-15 potențiali cumpărători de-ai mei, țin legătura cu vânzătorii mei și la fel. Da, Alexandru, e o perioadă în care acum stăm, facem o retrospectivă, ne ajutăm în business-ul nostru, gândim, creăm noi strategii de business, facem un rebranding la companie, adică avem timp să investim în noi și în sufletul nostru, în ceea ce ne face pe noi fericiți și mulțumiți, ca după ce trecem de această perioadă să fim mulțumiți noi cu noi înșine. Adică să știm, băi, mai mult de atât, mai mult decât cât am făcut până acum, nu puteam să facem. E foarte important să, și cred că în ultimul rând, e să fim pozitivi. E foarte important să fim pozitivi, să zâmbim, să fim fericiți cu noi, cu clienții noștri, cu oamenii cu care vorbim la telefon. Și cei care sunt demoralizați, să încercăm să le transmitem din entuziasmul nostru. Interacțiunile negative ne afectează sau rămân impregnate în creierul nostru mult mai rapid decât cele pozitive. Tocmai de asta e foarte important, chiar dacă poate unora dintre noi ne este foarte greu să rămânem pozitivi în această perioadă, dar e bine să o facem. Un exercițiu bun, la fel, cred că ar fi, deși noi, în general, suntem foarte practici, dar cred că ar fi bine în fiecare zi sau în fiecare zi să ne scriem 5 lucruri pe o foaie de hârtie pentru care noi suntem recunoscători. Pentru că mama mea sau bunica mea are o vorbă din asta din Ardeal că, băi, suntem ok, hai să nu îl mâniem pe Dumnezeu, știi? Asta vă zic și eu. Cel mai bine să vă gândiți că sunt oameni în situații mult mai dificile decât suntem oricare dintre noi.
Uite, îmi zice Cătălin, la noi la Romii e așa cu mașina. S-a urcat în ea, îi face probă și o cumpără. Tot aia e și proba. Da, adică oamenii merg pe încredere. Așa e și Alex. E foarte important să prezinți încredere. Și încrederea se transmite din telefon, nu mai spun că bă, și față în față. Adică dacă voi în perioada asta țineți legătură strânsă cu clienții voștri, cu proprietarii voștri, cu siguranță încrederea e câștigată și în momentul în care o să treacă acest virus, cu siguranță, 100%, veți face deal-uri cu acei clienți. Și adică... oricum, tot așa am citit o statistică, dar acum 2 ani, culmea, care spunea că munca remote este viitorul, adică munca de la distanță. Noi nu suntem obișnuiți, români în general, decât cei care se ocupă de IT sau diferite proiecte de genul ăsta, dar exact. Mai ales în domeniul ăsta, clar, nu? Exclus să fii obișnuit să lucrezi de acasă și să-ți coordonezi echipa de acasă. Și din punctul meu de vedere, momentele astea cred că sunt foarte bine să ne educăm, adică când plecăm din ele să plecăm cu ceva, cu niște informații. Exact. Chiar vorbeam cu colegii mei, nu știu, acum câteva zile și îmi spuneau, mi-a spus după live o colegă de-a noastră, băi, mă simt mult mai unit, ne simțim, nu știu, mă simt mult mai bine, mă simt mai apropiat. Păi normal, că noi nu ne acordam timp niciodată 80 de minute să discutăm fiecare problemă pe care am întâmpinat-o cu o zi Așa e, pentru că simțeam anterior. Că pierdem vremea, că avem clienți de sunat, că trebuie să exact. Ne adăugăm diferite proprietăți în portofoliu, că trebuie să facem follow-up, că trebuie să dăm mail-uri. Da, așa este. Dar poate imobiliarele într-un viitor nu foarte îndepărtat vor însemna doar tururi virtuale și întâlniri direct la notar. Ei bine, poate vom lucra de acasă, de pe terasă. Îmi spune Daniel, doar. Credeți că se vor deprecia prețurile imobiliarelor cu 25% până la sfârșitul anului? Nu vreau să spun nimic, să previn nimic. Nu știm ce se va întâmpla, nimeni nu știe. Există posibilitatea să crească cu 25%, există posibilitatea să scadă cu 15%. Doar ce pot să spun e că sunt anumite zone și sunt anumite prețuri unde nu ai unde să mai scazi. E prețul atât de corect încât dacă scazi, intri pe pierdere și atunci preferi să închiriezi proprietatea. Decideți să cumpărați, vorbiți cu un consultant, sunați-ne, vorbiți cu noi și vă spunem noi ce ar trebui să cumpărați, ceea ce cumpărăm și noi ceea ce am cumpărat. Întotdeauna mi-am învățat, adică am încercat să dau sfaturi clienților mei din ceea ce aș face și eu. De exemplu, da. Eu nu pot să vând proprietăți vechi, nu pot să vând apartamente în clădiri vechi pentru că eu nu asta acolo. Mergeam înainte cu clienții și le dădeam feedback-ul ăsta. Și atât de mult mă iubeau și mă apreciau. Cum adică? Păi tu în loc să îmi bagi 7 motive să cumpăr? Păi da, dar eu sunt convins că o să cumpărați. Că vă place dumneavoastră, dar eu vă spun părerea mea personală, ca om, nu ca agent. Ca agent eu vă spun, nu știu, uitați, din ce an e făcut, e monolit, nu e monolit, e făcut din prefabricate, structură, compartimentare, vechime și așa mai departe. Vă spun că e safe sau nu e safe. Dar eu vă dau feedback-ul meu, al meu ca și om, că eu nu aș cumpăra în zona respectivă. Asta este unul din motivele pentru care ne-am mutat în Herăstrău, pentru că vindem în zona asta, ne place zona asta, și credem foarte mult în această zonă și transmitem mai departe din energia și din entuziasmul nostru că locuim în această zonă și clienților care, nu știu, unii din ei ne spun că e foarte aglomerat. O să facem și un vlog pe această cale cu e aglomerat între ghilimele și o să o nodul și aerăstrău. Cât de liber, de fapt, și cât de aerisită e zona. Exact. Se aglomerează, în general, în weekenduri doar pentru că... vin oameni din exterior. Și e normal să vină. Exact. E cel mai frumos parc de la noi din București. De fapt, acum am văzut cât e de frumos golfing. Mă rog, s-a închis. Astăzi n-am putut să alergăm în parc. Dar avem vreme. Iar vis-a-vis de să încheiem răspunsul vis-a-vis de scăderea prețurilor, dacă până acum, tot din practică, reușeam să negociem între 5, 10, maxim 15% o proprietate, există posibilitate. Așa te raportezi la prețuri, nu că vor scădea sau că vor... Nu știu, vom vedea. Pentru că... E vorba de flexibilitatea exact. Proprietarilor. Poate, în perioada următoare, vom reuși să negociem între 10 și 20%. Poate. Sau nu. Bun. În încheiere, eu vreau să vă spun să nu uitați să stați în casă, să vă spălați pe mâini. Ce altceva
vă putem să gândiți pozitiv. E foarte important să gândiți pozitiv și dacă doriți să intrați în legătură cu noi, să stabilim anumite, nu știu, să creăm anumite scenarii în viitor. Dacă doriți să veniți în echipa noastră, vă așteptăm, scrieți-ne mesaj în privat, intrați la mine pe YouTube, Alexandru Mane Oficial, dați-mi un like, share, și subscribe. Și ne puteți da sugestii de orice, că noi sugestii, întrebări. Să vorbim despre anumite lucruri, de fapt ne-am dus tot înspre imobiliare, mai mult că e normal, dar... E ceea ce știm noi să facem, exact, până la urmă. Cel mai important este să profitați de timpul acesta într-un mod pozitiv și să vă faceți un program, să vi-l stabiliți foarte bine, chiar așa din oră în oră, cu activitatea noi, voastră. Scuză-mă, Nico, noi acum în perioada asta recrutăm oameni. Angajăm persoane pentru că ne dorim să intre în echipa noastră, să maxez foarte mult pe partea de training și de comunicare cu ei, în așa fel încât să fim pregătiți, ne antrenăm. Deci dacă aveți persoane interesate care doresc să înceapă o carieră în domeniul imobiliar, nu este să ne scrieți, în particular, în privat, mesaje private, în așa fel încât să ne ajutăm și să creăm o comunitate. Asta e scopul acestor live-uri, să creăm o comunitate cât mai mare de oameni care iubesc vânzările și oameni pozitivi, oameni care doresc să crească, oameni care doresc să persevereze în meseria de agent imobiliar sau de vânzător, chiar dacă nu lucrezi în real estate. Avem foarte multe cursuri de vânzări în Academia ANG, avem foarte multe workshop-uri pe care acum, în perioada asta, le susținem cu oamenii din echipa noastră și fiți mult mai buni, faceți bine, faceți cât mai mult bine, oferiți consultanță gratuită, încercați să fiți pozitiv cu oamenii din jurul vostru pentru că ne ajută să trecem mai repede această perioadă și în momentul în care o să trecem de această perioadă e important să trecem împreună cu o echipă în spatele nostru, adică e important să avem pe lângă noi oameni care sunt, uite, văd că deja oamenii se abonează la canalul meu, mulțumesc mult de tot, mulțumesc dragilor. Foarte important când trecem de această perioadă să trecem într-o echipă cu oameni. Adică să avem clienți mulți în jurul nostru, să avem proprietari, să avem cu cine să facem deal-uri. Pentru că ca vânzător e foarte important să facem deal-uri, să semnăm deal-uri, doar că deal-urile le semnăm în următoarea perioadă, după ce o să treacă coronavirusul, doar cei sau le vor semna doar cei care vor oferi această consultanță, vor fi aproape de clienților și nu vor uita de ei și nu vor începe în momentul în care o să meargă lucrurile, nu știu, cum mergeau și înainte de acum două săptămâni. În încheiere, eu vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc din suflet că ați rămas, nu știu, undeva la 50 de minute on în acest live. Vă dorim tot binele de lume, ce ne dorim nouă, vă dorim și vouă, vă salutăm cu drag și sper să ne revedem sănătoși și cu un mindset pozitiv în următorul live. Profitați de timpul vostru liber și fiți cât mai productivi în zilele astea. V-am pupat! Mulțumim! Mulțumim!